Arde Europa la propriu, incendiile au cotropit mai multe țări europene, iar marea majoritate sunt destinații de vacanță preferate și de români. Pe teritoriul Europei au loc tot mai multe incendii. Una dintre cele mai afectate regiuni este Italia, acolo unde a fost declarată stare de urgență în urma incendiilor forestiere. Flăcările au cuprins regiunea de la Marea Adriatică, dar nu este singura regiune afectată de incendii. Pompierii au evacuat locuințe din alte orașe și au transportat oamenii în locuri sigure. Cel mai mare nivel de risc îl reprezintă insula Sicilia. Orașele Palermo și Catania vor fi lovite de maxime de 40 de grade în următoarele zile. Toți pompierii de pe întreg teritoriul țării au fost trimiși în Sicilia după ce președintele regiunii a solicitat sprijin. Incendii forestiere au loc și în Bulgaria, acolo unde doi silvicultori și-au pierdut viața, iar altul a fost rănit. Tot în Bulgaria, alte 4 case au fost distruse de flăcări. Pompierii se luptă de marți cu un incendiu de la poalele lanțului muntos Stara Planina din regiunea Karlovo. În Turcia, o centrală electrică din sud a fost evacuată miercuri. Această măsură a fost luată după ce un incendiu care durează de mai bine de o săptămână se apropia de ea. Comisia Europeană vine în ajutorul statelor afectate. Mai multe elicoptere, dar și echipaje de pompieri au fost trimise să intervină în Italia, Grecia, Albania și Macedonia de Nord. 2 avioane din Franța au fost trimise în Italia, alte 2 au fost trimise în sprijinul Greciei.